Bunica are 26 de pui albi și negri. Știind că puii albi sunt cu doi mai mulți decât cei negri, aflați câți pui de fiecare fel are bunica. Ca să putem rezolva problema și pentru a înțelege mai bine, să-i scriem datele. Știm că bunica are 26 de pui în total, albi și negri. 26 pui. Ce mai știm? Știm că puii albi sunt cu doi mai mulți decât cei negri. Iată, nu știm nici numărul puiilor albi, dar nici numărul puiilor negri, ci numai diferența dintre aceste numere. Că puii albi, putem să scriem pui albi, sunt cu doi mai mulți decât cei negri. Adică, poți spune egal cu pui negri plus încă 2. Ce ne cere problema? Să aflăm câți pui albi sunt și câți pui negri. Analizând datele problemei, observăm că nu cunoaștem foarte multe lucruri. Dacă am fi cunoscut măcar pui albi sau măcar pui negri, ar fi fost mult mai ușor. Cunoaștem, în schimb, suma dintre numerele ce reprezintă pui albi și pui negri, adică totalul, care este 26, și mai știm cu cât sunt mai mulți cei albi decât cei negri, adică diferența dintre numerele corespunzătoare. Aceasta este o problemă tip. Se numește problemă de sumă și diferență și se rezolvă printr-o metodă specifică, metoda grafică. Grafică sau folosindu-ne de un desen. Cum putem să reprezentăm grafic aceste numere? Prin niște segmente. Nu știm numărul puiilor negri, de aceea putem să trasăm un segment de o lungime oarecare, iată, N, să spunem că sunt pui negri, reprezentat numărul acesta printr-un segment de o lungime oarecare. Puii albi sunt cu doi mai mulți decât cei negri, ceea ce înseamnă că segmentul corespunzător numărului de pui albi va fi mai mare decât cel al corespunzător puiilor negri. Cu cât? Cu o altă părticică ce reprezintă 2, adică puii albi, numărul puiilor albi, este reprezentat de un segment mai mare decât cel ce reprezintă numărul puiilor negri cu această bucățică ce reprezintă tocmai diferența 2. Ce mai cunoaștem? Că adunând numărul puiilor albi cu numărul puiilor negri, vom obține 26. Iată, suma este 26. Foarte mult ne ajută desenul acesta. Observăm că sunt segmente inegale, diferite. Dacă părțile ar fi fost egale, ne-ar fi fost foarte ușor să aflăm, să împărțim un număr în două părți egale. Însă ele sunt diferite și va trebui să le egalăm. Este singura noastră posibilitate de a calcula ceea ce problema ne întreabă. Cum putem să egalăm părțile? Observăm că numărul puiilor albi, segmentul corespunzător, depășește segmentul corespunzător numărului de pui negri cu 2, această mică bucățică pe care, dacă o dăm la o parte, vom obține două părți egale. Așa că putem să facem și noi lucrul acesta. Să dăm la o parte diferența cei doi pui pentru a obține două părți egale. A da la o parte operația de scădere. Iată că, din total, 26 scad 2 și îmi rămâne 24. Ce reprezintă 24? Cele două părți egale. Pot scrie și eu în paranteză. Două părți egale. Sunt două părți egale, dar egale cu cine? Egale cu numărul puiilor negri. Ei bine, și dacă suma a două părți egale este 24, cum pot să aflu o singură parte? Prin împărțire la 2. 24 împărțit la 2 este egal cu 12. Oare ce reprezintă 12? Păi, o singură parte, adică numărul puiilor negri. Și am aflat că sunt 12 pui negri. Ca să aflu acum numărul puiilor albi, îmi este ușor. Am două posibilități. Fie folosesc relația că puii albi sunt cu 2 mai mulți decât cei negri și atunci puii albi pot să-i aflu prin adunare. 12 plus 2 egal 14. Fie, din totalul puiilor, din totalul celor 26 de pui, îi dau la o parte pe cei negri și îmi vor rămâne 26 minus 12, tot 14 pui albi.